O minoră de 15 ani a ajuns pe patul de spital în stare gravă după ce a fost snopită în bătăi de propriul tată. Cazul a avut loc în data de 24 octombrie seara într-o localitate din raionul Nisporin. Poliția a fost alertată de către o vecină care a depistat fata zăcând în stare inconștientă la podea, iar lângă ea și pe tatăl ei, dormind. În urma investigațiilor efectuate la fața locului, oamenii legii au constatat că fata l-ar fi lovit pe tatăl său în timp ce el dormea fiind în stare de ebrietate. Deocamdată nu se știe dacă copila a făcut-o intenționat sau din greșeală. Acțiunea fiicei însă l-a scos pe bărbatul de 60 de ani din sfire, așa că el a luat un obiect dur și a lovit-o de mai multe ori pe copilă în regiunea capului. Minora și-a pierdut cunoștința, iar bărbatul s-ar fi culcat lângă ea la poda. La moment, fata se află în spital, iar medicii califică starea ei ca fiind gravă. Polițiștii au inițiat o cauză penală, iar bărbatul este reținut pentru 72 de ore. De menționat că familia în cauză nu s-a aflat niciodată la evidența poliției.